să începem invers cronologic, băgată în ședință, intră suporterii aici? Ce v-a plăcut? Nu, avem o relație de comunicare permanentă. Vin la toate antrenamentele noastre, ne susțin, au energii foarte mari și încearcă să ne țină și pe noi alături de ei, așa cu energiile alea aproape nebănuite, dar... Ei sunt testați de COVID? Nu știu, da, nu, am avut mască, discutăm, e normal să ținem legătura pentru că, de fapt, fotbalul se adresează fanilor, suporterilor. Sunt oameni calculați și nu. Erau supărați după... Corect, că toată lumea suntem supărați. Nu cred că e cineva care ar putea să zică, ei, se mai întâmplă. Asta sub nicio formă nu se mai întâmplă. Ei intră așa cum vor, nu? Da, nu m-a întrebat și nimeni de protocol. Clar că la penalti era presiune și mai mare dacă erau ei în tribună, cu siguranță, dar probabil că era mai bine pe durata meciului, pentru că sigur se mai nășteau niște energii pe undeva. Dar ce ai discutat cu jucătorii care au ratat penaltiurile? Te așteptai vreodată la asta? Da. Voi vă așteptați acum să auziți vreun răspuns la asta, chiar că o să vă surprind. Ce poți să spui unor jucători care au ratat? Analizăm lucrurile mai la rece, așa puțin, după meci, toți sunt încărcați. E genul meu să fiu controlat, pentru că sunt foarte agresiv verbal în momentele când sunt nervos și am învățat să tac. Nu, n-am mai trăit nicio... Nu, așa era lista și ăsta e principiul de bază la noi, adică... Dar ai mai schimbat în aceeași parte? Nu, n-am mai prins niciodată situația asta, nu. Cred că... Nu știu dacă am avut repetat în cariera mea de antrenor 11 metri, dar să le repet de două ori, nu mi s-a întâmplat. Dar cu ce 6 absenți, nu te gândești că totuși un punct? Ar fi fost foarte ușor să spun lucrul ăsta pentru voi, dar nu pot să spun. Nu trebuie să ne găsim sub nicio formă scuză în asta. Am avut un joc pe care puteam să-l gestionăm foarte, foarte ușor în favoarea noastră și n-am reușit asta. Da, ne-au lipsit niște jucători, dar eu am spus-o de multe ori, avem un lot echilibrat, chiar dacă numeric nu suntem foarte mulți, e un lot echilibrat cu soluții în orice moment. Ai rezervare, planuri? Am nevoie de puțină energie acum, sunt destul de consumat, s-au descărcat energii multe la meci și eu pe bancă am fost destul de agitat și nervos, deci au avut tensiune și a avut miză foarte mare. Vreau să mă liniștesc, să mă încarc puțin. E o perioadă mai grea. Avem atâtea necazuri în cadrul lotului, în cadrul clubului. Nu e chiar ușor. Avem jucători care stau acasă și vrem să nu irităm și menținem mereu legătura. Rămânem cu ei în contact pe Zoom și continuăm antrenamentele, ne ocupăm de băieții care sunt la antrenament. Nu e chiar foarte simplu și chiar mă simt puțin obosit. Da, peste o noapte, poate mâine o să fiu mai apt un pic. Câte schimbări dacă rezultatul ăsta, am spus-o, nu știu cui dintre voi, dar am spus, ar fi fain să luați așa declarațiile noastre și să le puneți după ce se întâmplă evenimentele. De multe ori am încercat să fac jocul ăsta, eu chiar am spus că lucrurile o să fie foarte echilibrate în acest... Tata Omidu, poate, nu, mama nu. N-am niciodată lucruri de predicție, dar cred că asta vine dintr-un feeling profesional. Echipele sunt echilibrate și am și spus că o să vedem multe rezultate de egalitate, scoruri frumoase și jocuri foarte echilibrate. Cine răzbește din ele? Că sunteți cam jos acolo și nu mai... Organizați și cine mai puternic. Cine are răbdare să ducă lupta până la capăt, cu încredere și cu grupul unic. Cum în vedere că sunt 3-3, iar totul este... Da, chiar mă gândeam să vă întreb eu. Cum să mă descurc din 3-3 zile cu lor diminuat și... E greu, știm, ne-am asumat lupta asta și o vom duce la capăt, într-un fel sau altul. Luni, dacă sunt negativ, cei care vor fi retestați pot reveni la antrenament? Nu. Durează să fie... E un protocol destul de complex, complicat și destul de ambicat, care zice mai multe feluri. Oricum avem nevoie de două teste negative, unul după altul, la acceptul DSP-ului din Prahova pentru începerea activității. Gândiți-vă că dacă am avea jucători să iasă marți, da, ar fi ok, dar după două săptămâni de stat în casă, ar fi doar o expunere a lor într-un joc de fotbal și nu știu dacă asta e obiectivul nostru. Cât suntem? 4, 15, 12, 89? Ăștia strângem rândurile, ne
încărcăm de energie și mergem la luptă. Cazurile cresc în România, nu te temi și le-ai spus celorlalți jucători, uite ce s-a întâmplat cu aceștia șase? Da, acum chiar mă tem, să știți. Am fost un pic, să spun, și naiv și neîncrezător în modul ăsta de propagare. Am foarte mulți amici, nu am cunoscut pe nimeni și am gândit foarte păgubos și... Că... Acum îi verifici, sunt pe Zoom, să vezi dacă s-a acasă. Cu jucătorii, da, ținem legătura permanent, dar ei sunt în izolare. Și... Pe, pe toți! Pe toți! Care nu au? Ca înainte, când se... Trec pe la ei prin cameră. Suntem în cantonament. Nu mai lași acasă? Nu mai las acasă, nu. Glumești? Mă vedeți în situația de a glumi în seara asta? Nu. Și nu turbează ei, sunt de acord? Probabil, dar eu n-am turbat azi. Ei știu, sunt băieți mari, sunt conștienți și sunt oameni cu responsabilități. Știu ce au de făcut. Iar în condițiile în care am avut în ultima perioadă atâtea cazuri, e bine să ne protejăm, am înțeles cu toții asta, dar mai avem și alte probleme. Ne așteaptă deplasare luni la Arad, adică lucrurile se desfășoară rapid unul după altul și e bine dacă avem control asupra noastră. Pedepsă sau e măsură de precauție? Nu, nu e o pedepsă, nu lucrăm cu pedepse, adică nu mai... Nu, sub nicio formă. Ei știau de mult că după meci o să stăm în cantonament să ne protejăm. Nu, suntem puțini și avem nevoie de toată energia. Dar mai mult decât asta, avem nevoie ca tot să rămânem negativ să putem continua lupta. Dacă mai pierdem doi jucători, chiar nu mai putem face nimic. Avem 6-7 jucători. Mai Petrolul, niciodată capul. Îl urmăresc mult pe Ilie, e un om cu logică, cu argument, chiar îmi place. El știe, pentru că după o declarație despre mine i-am trimis un mesaj de mulțumire. E un om cu experiență și cred că de câte ori a spus ceva a avut argumente și mai tot timpul i-am dat dreptate. Sper de data asta să nu aibă dreptate, că noi suntem între ea cu 3 deplasări. Nu, n-am vorbit cu nimeni din staful Rapid. Dar înțelegi dacă sunt supărați cu arbitraj? Da, înțeleg. De ce? Cum vezi situația? Nu, înțeleg pentru că și eu am trecut de multe ori prin frustrări sau prin nemulțumiri. Nu e ușor de gestionat situația asta, să rămâi calm și să găsești linia dreaptă. Da, ne exteriorizăm așa câteodată mai necivilizat sau mai mult decât ar trebui. Da, sunt convins. Eu cunosc foarte multe arbitri și știu că sunt oameni minunați. S-a creat așa o adversitate între tagma antrenorilor și tagma arbitrilor. Parcă suntem dușmani adversari, am mai spus lucrurile astea de multe ori. Nimeni nu încearcă să facă o legătură reală. Aș vedea la cursurile de perfecționare la federație un dialog între antrenori și arbitri, un lucru care să ducă spre a înțelege ceea ce trăiesc ceilalți și arbitri și ei să înțeleagă ce trăim noi. E clar că sunt momente în care ei au o decizie într-un moment de joc foarte rapid, un moment care noi n-am putea să-l decidem nici după o reluare TV, ei au deciziile, iar noi sărim cu gura. Dar lucrurile astea vin tot dintr-o dorință foarte mare de a face ceva bun. Ce